Toamna Buzoiană, târgul care reunește producătorii locali cu tradiție din tot județul, va fi reluat după ce anul trecut evenimentul a fost amânat din cauza restricțiilor impuse de noul coronavirus. Organizatorii promit tarabe încărcate de legume și fructe proaspete, dar și alte bunătăți pregătite după rețete tradiționale. De la târgul de toamnă nu vor lipsi nici produsele tradiționale pe bază de carne și nici viticultorii care își vor încânta clienții cu mustul tradițional. O prezență obișnuită la Toamna Buzoiană și care nu va lipsi nici în acest an este Petre Daia, fostul ministru al agriculturii. O să aducem și un client important și un bun depășitor, se numește Petre Daia, care va fi prezent în prima zi a lui, pentru că oamenii l-au apreciat și l-au apreciat și mai mult acum că nu mai este ministru. Pentru că omul ăsta nu mesajul e pentru reuna, cel puțin pentru producători. Petre Daia este și cel care a lansat programul Usturoiul, tot după o vizită la târgul de toamnă de la Buzău. Și programul Usturoiul, și aș vrea să spuneți, inițiativa, deci lansarea acestui program a plecat de la Buzău, a plecat după numai niște producători de usturoi care i-am ales noi la târgul de toamnă Buzoian, acum 4 ani de zile. Deci producătorul de zona de Buzău, în bază în tradiție, stând de vorbă cu fostul ministru Daia, au lansat ideea și s-a și concretizat prin programul de usturoi. A fost ca și anul trecut, suntem pe primul loc la nivel de producător și de suprafață realizată la nivel național, deci avem peste 250 de hectare de usturoi prin program. Este prin program. Pentru că așa suprafață pătrată e mai mare, dar dirigitele au fost doar 250. Deocamdată, oficialitățile din cadrul Ministerului Agriculturii nu au răspuns invitațiilor trimise de la Buzău.